Sentință dură pentru John Cox, un britanic care ar fi putut provoca o tragedie aeriană. Bărbatul a făcut focul într-un coș de gunoi în cabina toaletei unui avion în august 2015. Aeronava liniei Monarch se îndrepta spre Egipt. Incidentul a avut loc la 160 de km de coasta Egiptului, la o altitudine de peste 10.000 de metri, iar capitanul aeronavei se pregătea pentru o aterizare de urgență, după ce echipajul de cabină l-a anunțat că nu reușește să stingă incendiul provocat de pasager. Din fericire, la bord se afla un pompier care a știut cum să oprească flăcările, astfel că avionul a aterizat la destinație. Cox băuse înainte și în timpul zborului și a înjurat constant pe ceilalți pasageri și pe membrii echipajului. Bărbatul a fost condamnat acum la 9 ani și 6 luni de închisoare, deși a încercat să se apere invocând depresia după moartea mamei sale și problemele conjugale. Capitanul avionului a spus însă că niciodată în cariera sa nu a fost atât de aproape de moarte, iar declarația sa ar fi înclinat balanța, făcându-l pe judecător să dubleze pedeapsa dată de prima instanță.